Radu și Levent, bună dimineața! Bună dimineața! Neața, neața! Doamnelor și domnilor, ce acum ne-a dat de majulit, am înțeles exact pe înțelesul tuturor. Să trăiți bine, bine ați venit. Oameni foarte serioși, cel puțin unii. Dodi este tată de copil, are fetița acasă și uite ce faci, cu ce se ocupă, umblă pe la televizor. Treaba lui, treaba lui, putea să facă o treabă mult mai... Ei, acum doarme, nu e problemă. A, e bine atunci. Da, adică sper că mai doarme. Ea e Denisa Trofin, pe care o știm de când era foarte mică. Da. Și ați spus-o în clip să se pupe cu un băiat? Da, ea ne-a găsit băiatul, actorul, și noi tot căutam fata cu care să joace, ca să... Ok. Și a zis că ea a făcut niște cursuri cu băiatul și că poate să joace ea. Ok, haide. Rev. Deci încă o dată. Nici eu nu știu ce-i la mijloc. Ea v-a ajutat cu băiatul. Și da, pentru că nu-i găseați fata, ea a zis: bă, mă bag eu, nu? Înțeleg bine? Da. Doamne, ferește, și o știm de când era... E interpretabil, da. Foarte, foarte. Unde ați filmat? În ce oraș? Asta, partea noastră, playback-urile, au fost filmate în București. București. Și povestea la mare. La mare, frumos. Da. Le vedem, doamnelor și domnilor, tot timpul un personaj dubios în ultimele filme văzute. N-a avut un rol normal până acum. E ori bătut, ori îl dezbracă cineva, ori cineva îi dă o țeapă, nu? Da, așa va fi și în următorul film. Da. Cu ce ai greșit? De ce nu? Bă, să nu fi... mă ajută fața să fiu așa, serios. Și eu l-am întrebat când o să aibă un rol serios, da? Nu o să am niciodată un rol serios. Sunt... Deci nu se... Nu se... De ei, nici nu are față de serios dacă te... Bă, aș putea așa un pic. Dacă te-ai îmbrăcat și tu normal, ești veșnic. Nu știu ce să zic. Ce naiba? Da, acum ești bine, acum ești bine. Dar de obicei ești desfăcut la cămașă, ești nu știu ce să zic. Și aici, dacă ai observat. Am văzut. Aici, extra? Levent, să știți că nu i-au ajuns gagicile și de-aia nu e doar actor, este acum și cântăreț. Asta e, ce să facem? Păi da, eu am început cu muzica. Evident. Cu Lala Band. Exact. Ai cântat, desigur. Exact. Da. După care am luat-o pe drumul cu actoria și am revenit nou pe drumul cu muzica. Asta este foarte bine. Cum crezi că e mai bine? Cum? Cum crezi că aduni mai mult succes la fete? Cu actoria sau cu muzica? Muzica și actoria pentru mine este hobby, deci nu știu dacă adun ceva cu asta. A, le faci din hobby? Da. Ok. Și fetele? Și fete. Hobby și fete. Gata. Da. Am o rugăminte, dacă sunteți producători de film, vă ocupați de casting sau mâncare, regizor, uitați-vă la fățuca lui. El e, în sufletul lui este un tip foarte serios. Nu merită roluri neserioase. Nu-l mai loviți, vă rog. Nu-l mai dezbrăcați în filme. Mult. Cred că nu acceptă nimeni rolurile, de fapt, și zice: bă, ia sună-l pe Levent, că ăla face orice. Ăsta orice, chiar cheamă-l pe Levent, știi? Mulțumim că ați venit. Mulțumesc și eu. Vă mulțumim, mulțumim frumos. Să meargă bine, piesa se găsește online, ne ajutăm și pe Denisa Trofine, ne mai distrăm și noi.